În această dimineață au avut loc descinderi la domiciliul cântărețului Nicolae Guță din Petroșani. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și contrafacere. Potrivit unor surse judiciare, în dosar ar fi vizați nepoții manelistului. Poliția deschide! Polițiștii Capitalei au pus în această dimineață în executare 3 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și contrafacere. În fapt, persoanele bănuite ar fi comercializat bijuterii, unele purtând însemnele unor mărci protejate pe o platformă de socializare. În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate bijuterii, cântare electronice de precizie, documente ce atestă volumul vânzărilor și 3.700 de euro. Bănuiții urmează a fi conduși la audieri, iar ulterior vor fi prezentați magistraților. Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cazurilor, care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, au informat reprezentanții Poliției Române. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 6 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și contrafacere.